Câinii fără stăpân nu vor mai face probleme ploieștenilor, cel puțin celor din zona de vest a orașului, unde reprezentanții primăriei au demarat acțiunea de strângere a patrupedelor agresive sau bolnave. Acestea au fost duse la depozitul de la Bucov. Echipele noastre de capturare a câinilor au fost prezente în cartierul Mihai Bravu și cartierul Vest. Au fost sprijinite de poliția locală pentru a captura câinii fără stăpân. În primele două zile ale campaniei, câteva zeci de câini fără stăpân au fost ridicați de pe stradă. Au fost capturate 32 de capete de câini adulți și 12 pui. Intervenim pe cartiere, de obicei în zonele aglomerate, unde sunt piețe, unde sunt foarte mulți oameni. Acțiunea de strângere a câinilor fără stăpân va continua pe tot parcursul săptămânii în toate cartierele din oraș, în limita locurilor disponibile din adăpost, adică puțin peste 100.